Slăviți să fie Domnul! Vă rog să deschideți Scripturile în cartea 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 14 la versetul 17. 2 Timotei, capitolul 3, de la versetele 14 la 17. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragi frați și surori, avem acest cuvânt în această după-masă, în această seară și cred că suntem familiari cu acest cuvânt. L-am auzit, l-am citit, însă aș vrea foarte puțin în această seară să ne aducem din nou aminte de ce nouă ca și credincioși ne este de folos să citim Scripturile, să le avem în viețile noastre. Și cred că este ceva cu ce cu toții practicăm. Poate într-un mod mai mult sau poate într-un mod mai puțin. Poate unii dintre noi ne ocupăm viața zilnic de a citi Scripturile, alții poate ne mulțumim la doar a auzi ce se predică în biserică, la ce ne spun părinții, la ce citim un verset pe Facebook. În această zi aș vrea să ne amintim de ce este folos ca zilnic să avem Scripturile în viețile noastre. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră două exemple. Gândiți-vă la o familie în care tata sau mama se duc la lucru și seara vin acasă, copiii vin de la școală sau cum sunt acasă toată ziua și după ce se termină ziua către seară, se adună familia împreună și poate cântă o cântare, se roagă și iau Scripturile și citesc un capitol din Biblie, îl studiază, vorbesc despre el și încearcă ca prin viața lor ceea ce au citit să poată aplica în viața lor. Haideți să comparăm acum această familie cu o altă familie în care la fel, tata, mama sunt duși la lucru, la școală, oriunde sunt și vin acasă și după ce gata tot ce au de făcut, pornește televizorul, se uită la știri, la news, la sports, cineva este pe Instagram, Facebook și trece seara, trece ziua și se duc la culcare și poate a trecut toată ziua fără ca să fie învățați din Scriptură un anumit lucru. Am realizat că de-a lungul timpului, și am dat un exemplu care poate ni se pare banal, dar cred că este foarte actual. De-a lungul timpului, de la început, Dumnezeu ne-a dat Scripturile, cuvântul adevărului, sabia noastră, așa spune în Efeseni, în Efeseni 6. Dumnezeu ne-a dat sabia adevărului, să putem lupta. Și satana, fie că ne-a pus o carte în mână, fie că ne-a pus un telefon, fie că ne-a pus un ziar, întotdeauna a încercat să înlocuiască această sabia adevărului cu altceva. Și ceea ce satana pune în mâna noastră, în loc să fim gata pentru luptă înainte, de multe ori este îndreptat înspre noi. Și mă rog la Dumnezeu ca să fim credincioși în aceste vremuri în care Scripturile sunt în viața noastră zilnic. Și aș vrea să ne uităm în acest capitol și să vedem de ce ne este de folos în aceste vremuri să citim Scripturile. Și haideți să vedem ce spune versetul 15. Din pruncie cunoști Scripturile care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Frați și surori, Scripturile ne îndreaptă spre mântuire. Dacă oamenii încearcă în aceste zile să spună auzi, trebuie să faci asta, să faci asta, să faci asta și vei fi mântuit. Dar uită de credința în Hristos.
Mulți spun că ai nevoie de credință și ai nevoie și de fapte, uitând că faptele noastre sunt un rezultat al mântuirii, nu ceea ce ne mântuiesc. Alții vor să spună că suntem mântuiți prin a ne ruga la Domnul Iisus și a ne ruga la Sfânta Maria sau la alți sfinți. Însă dacă citim Scripturile, știm că Domnul Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, prin Hristos. Poate să vină cineva și să ne spună o anumită idee care sună foarte frumos. În aceste vremuri nu mai este așa de folos să știi toată Biblia. Dacă trăiești o viață bună, totul va fi bine. Însă cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl citim și îl aplicăm în viața noastră, este cel ce ne îndreaptă la mântuire, prin credința în Iisus Hristos. Deci, cred din toată inima, frați și surori, căci o viață fără de cuvânt ne va îndepărta de Dumnezeu. Poate la un moment dat am fost mântuiți, ne-am întors din lume, de la păcat, și am fost așa bucuroși să avem o Biblie, să citim și să vedem ce ne învață zilnic. Și poate ne-am răcit cu timpul și ne-am depărtat. Dar cuvântul lui Dumnezeu este cel care continuă să ne mântuiască, este cel care aduce suflete noi la Dumnezeu, este cel care mustră, cum spune aici, și învață. Și unde este nevoie de mântuire, cuvântul este cel ce mântuiește. Prin credința în Hristos, nu prin alte lucruri. Amin. Astfel, în al doilea rând, un alt lucru de care este nefolos să citim Scripturile este pentru că în versetul 16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce ne dă înțelepciunea, neprihănire. Pot să mă duc la școală câte vreau, pot să mă duc la anumite învățături, să ascult la anumite lucruri, dar nimic nu ne dă înțelepciune, neprihănire, decât cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că poate noi facem o greșeală de multe ori, uitându-ne la acest verset și spunem: cum să nu e adevărat, dar acest verset este pentru păstori, pentru conducători, și ei se uită în cuvântul lui Dumnezeu și se duc și mustră pe cineva are nevoie, pe cine trebuie să fie mustrat, pe cine a greșit. Dar dacă în această seară sau zilnic cuvântul lui Dumnezeu vrea să mă învețe, să mă mustru singur citindu-l, dacă niciodată n-am fost în contact cu cuvântul și ajung la cuvânt și m-am dus și am mințit și viu și deschid Biblia și spune să nu minți, haide să lăsăm cuvântul să ne mustre. Dacă am furat, dacă am bârfit, dacă am vorbit de rău, haide să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne mustre personal și să îndreptăm aceste lucruri în viața noastră. Spune să învețe să mustre, să îndrepte. Poate am fost obișnuiți să facem lucruri în anumit fel și nici nu ne-am gândit la ce spune Scriptura despre anumite lucruri. Haide să citim cuvântul. Ne poate îndrepta calea. Dacă cumva am fost puțin greșiți, cuvântul lui Dumnezeu este cel ce ne învață. Și cred că este foarte de folos. Dragi tineri, poate anumite lucruri care le vedem în fiecare zi, poate anumite lucruri ne sunt spuse de la școli, cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat de 2000 de ani. Și dacă oamenii de-a lungul timpului au încercat să-l... poate acest verset trebuie să meargă puțin altfel. Poate acest verset trebuie să fie puțin altfel. Și vedem cum oamenii de-a lungul timpului au încercat în anumite feluri să ne convingă de anumite lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat și încă este adevărat astăzi. Domnul să ne ajute să-L citim, să-L împlinim în viața noastră. Și încă un lucru care vreau să-L spun de aici. Ne este de folos astăzi să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru că versetul 17, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Este cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Fiecare zi suntem puși față în față cu anumite situații în care avem alege între a face bine, a face rău. Sau nu neapărat a face rău, dar a ignora anumite lucruri. Nu trebuie să
fac rău necesar ca să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu. Spune în Iacov, capitolul 4, cu 17. Deci dacă știe cineva să facă bine și nu-l face, păcătuiește. Dacă sunt pus într-o situație în care pot să mă duc și să am fan cu prietenii și mai știu eu ce pot face, sau pot să dau un ajutor lui cineva ce nu este nevoie, cuvântul lui Dumnezeu mă învață că trebuie să fac și să dau acest ajutor. Dacă cineva m-a lovit, dacă cineva m-a vorbit de rău, dacă cineva a încercat să-mi facă ceva rău, ca și credincios, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi trebuie să răsplătim răul cu bine. Și crescând ca și copil, înainte de a cunoaște pe Dumnezeu, și acum ca și credincios, când cineva cumva se îndreaptă împotriva mea, imediat răspunsul meu ar fi să răspund în același fel. Dar dacă avem cuvântul în inimile noastre, este ceva în mintea noastră, în inima noastră, care spune, Simi, nu trebuie să faci la fel. Acest ceva este ceva ce Dumnezeu ne-a dăruit prin Scripturi și haideți să aplicăm Scripturile în viața noastră. Haideți să citim Scripturile în fiecare zi, dragi tineri. Poate este așa de ușor să, așa cum am spus, suntem la școală, suntem la lucru și venim seara acasă și parcă citim o pagină și parcă așa greu este să dăm pagina și să citim și pe partea cealaltă din Scriptură. Dar putem să stăm și să dăm în jos și să dăm în jos de 20, 30, 100 de ori pe un telefon. Putem să ne uităm la un video pe YouTube și să mai mergem la unul și să mai mergem la unul și au trecut 2 ore. Și când citesc ceva din Scriptură și sunt așa puțin confuz și mă gândesc, oare ce înseamnă cuvântul acesta? Și îl las în pace, că nu putem să căutăm un pic mai mult, să căutăm, să vedem ce vrea să ne transmită cuvântul lui Dumnezeu, ce vrea să ne învețe, ce vrea Dumnezeu ca să avem noi actual, astăzi, în viețile noastre. Cred că este o mare nevoie pentru tineretul din ziua de astăzi, pentru toată biserica, pentru copii, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Am crescut într-o familie de credincioși și, vă spun sincer, crescând ca și copil, nu mi-a plăcut deloc să citesc Scriptura. Și mă puneau părinții în fiecare zi să citesc Scripturile. Și când am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu, versetul acesta, 14, spune, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și ești de plin credința că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Scripturile. Chiar dacă n-am fost încă salvat, am cunoscut din Scripturi. Și mulțumesc lui Dumnezeu foarte mult pentru ceea ce au făcut părinții pentru mine. Dragi părinți care sunteți aici astăzi, vă învățați copiii, le dați Biblia în fiecare zi să o citească? Și fiecare copil, nu cred că este unul care crescând de mic, așa de bucuros este ca în fiecare zi să citească Scripturile. Va căuta să facă orice altceva, să citească orice altceva, să se joace. Dar haideți să punem Scripturile în mâinile copiilor noștri. Haideți noi ca părinți să citim Scripturile. Haideți să fim acele exemple pe care Dumnezeu ne cere să fim. Să ne ridicăm, să luăm Biblia în Scriptură, să avem un timp împreună în familie. Și trăim într-o vreme în care suntem atât și atât de ocupați cu atâtea lucruri, se aleargă încoace, se aleargă încolo, avem atâta tehnologie care ar trebui să ne ajute și de multe ori ne ocupăm timpul cu ea. Și dacă ne este greu să citim Scripturile, dacă ne este greu să ne facem timpul, haideți să ne punem ceva pe un telefon și când deschid telefonul să pot citi acolo, ai citit astăzi Scriptura? Dacă suntem ocupați toată ziua și alergăm din coace încolo la lucru, în stânga, dreapta, peste tot, și mergem și ne punem în pat seara și doar am dormit, haideți să ne punem Scriptura pe pat, pe perină. Și când mă arunc în pat, să dau cu capul în ea, dacă trebuie. Și să iau Scriptura și să citesc. Puțin cuvânt care l-am putea citi în fiecare zi să ne conducă, să ne învețe, să ne mustre și poate am făcut ceva rău și mergem acasă și am fi putut la Scriptura și să ne spune, auzi, Simi, astăzi n-ai făcut bine la lucru ce ai făcut.
și să mă pocăiesc ziua următoare. Sau pot să mă duc și să mă culc și nu voi citi niciodată, nu voi regreta niciodată, voi continua într-un mod de a trăi fără cuvântul lui Dumnezeu. Dragi tineri, dacă suntem puși în situația de a da follow la nu știu câte persoane, haideți să follow versete din Biblie. Înainte să dăm follow la o anumită celebritate sau o anumită persoană, let's follow the Bible. Sunt atâtea proverbe care au o învățătură bună pentru noi. Vreau să închei în această seară și cred, am fost lung, nu vreau să fiu lung, nu este ceva nou pentru noi ce am vorbit în această seară, dar este ceva ce avem nevoie și generația viitoare va avea nevoie. Cât va mai continua omenirea, vom avea nevoie să trăim cu Dumnezeu citind Scripturile, pentru că Scripturile ne sunt de folos, ele ne pot mântui, ne pot mustra, ne pot învăța, ne pot arăta cum să trăim și să facem ceea ce este bine. Domnul să ne ajute. Amin.